Rugăciunea de noapte e cea mai bună. Să alegeți truda trupească, să căutați ca să vă antrenați trupul și sufletul. Viața depinde de voința noastră. Putem trăi ce și cum voim. Cel ce trudește mai mult pentru Hristos, firește, din iubire dumnezeiască, va atrage asupra sa mai mult har. O trudă înseamnă, printre altele, și rugăciunea de noapte. Rugăciunea de noapte e cea mai bună. Să iubiți privegherile, mare lucru, un foarte mare lucru sunt. Se deschide cerul, vorbim cu Dumnezeu. De noapte mânecă Duhul meu, zice Isaia. Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș, adaugă David. Dimineața auzi glasul meu. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut zis de dimineață. Cât de frumos grăiește David și le trăiește, se bucură prin ele. Are harul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. În Sfântul Munte, mulți se roagă zi și noapte. Se întâmplă să se roage cineva de seară până dimineață, fără să se priceapă cum trece timpul. În iubirea de Dumnezeu, orele trec altfel. O, ce se petrece noaptea în Sfântul Munte! Mireasmă, miros de tămâie, îngeri, rugăciuni. Îngerii iau rugăciunile sfinților și le duc la Dumnezeu. Ce taină! În Sfântul Munte ne trezeam de vreme, fără ceas. Când sosea timpul, ne trezeam de îndată și chiar dacă erai obosit din seara de dinainte sau te culcasești târziu, săreai din pat. E un obicei. Cum te trezești, sari imediat în picioare. Se poate, firește, să te întorci pe cealaltă parte și să te ia somnul până la amiază. Foarte rău. De aceea, de îndată ce te trezești, să te ridici numai decât din pat. Să alegi ceasurile de noapte. Intri mai ușor în starea de rugăciune. Chiar dacă te vei trezi noaptea întâmplător, nu te culca la loc. Imediat. Este un prilej pe care ți-l oferă Dumnezeu ca să te rogi pe cât poți în liniște. În afară de liniște, noaptea se mai întâmplă ceva. Am constatat ceva neobișnuit. Între cele 24 de ore ale zilei, există o diferență în felul în care fiecare dintre ele influențează organismul uman. De pildă, câtă vreme o rană nu își află vindecarea, temperatura corpului oscilează. Dimineața scade, la amiaza urcă, după amiază și seară urcă mai mult, la miezul nopții se schimbă. Aceasta se află în legătură cu mișcarea pământului. Așa cum trupul e influențat diferit de ore, la fel și sufletul. Cel ce priveghează noaptea în rugăciune, în ziua următoare poate lucra mai bine, fiindcă Dumnezeu îi dă har și le revigorează sufletește. Dimpotrivă, cel ce nu vădește dispoziția de a face jertfe pentru iubirea lui Hristos, îndepărtează de la sine putința primirii harului.